Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună. În această seară o emisiune în două părți. În prima parte stăm de vorbă cu domnul Mihai Neamțu, scriitor, om politic, filozof, autor de cărți. Doamnelor și domnilor, vreau să vă prezint două realizări. Cred că unii dintre noastre le-ați mai văzut. Iisus la Niceea, iată, Mihai Neamțu, și Povara Libertății, doamnelor și domnilor. Mihai, câte cărți ai scris până acum? Nu știu, poate mai mult de 10, mai puțin de 100, 18, cred. 18 cărți. Cu tot cu cele editate, dar uneori munca de editare a unei cărți este mai grea decât munca de redactare. Am editat acum aproape 15 ani un volum în onoarea lui Andrei Pleșu, care acum, în luna august, împlinește 75 de ani. Îi urăm la mulți ani celui care ne-a descoperit valențele nebănuite ale angelologiei, dar și chipul lui Hristos din parabole. Știu că ești foarte preocupat de parabole. Da. Îți mulțumesc mult că ai venit. Suntem în pregătirea unor ediții de colecție pentru vacanță și alergăm bezmetici dintr-o parte într-alta să facem față tuturor fronturilor, dar apreciez enorm că ți-ai făcut timp și ai venit. Pentru tine întotdeauna cu plăcere și e o prietenie pe care știi că o onorez de foarte mulți ani. Mă bucur din tot sufletul, același gând bun și din partea mea pentru tine. Mihai, suntem într-un timp deosebit al istoriei și, după cum bine știi, foarte mulți încearcă să rescrie realitatea, mai ales că uită bazinul nostru creștin și încearcă să vină cu tot felul de jumbușlucuri, să le numim așa, eufemistic, acesta era cuvântul pe care îl căutam, pentru ca să nu jignim lucrurile, însă mi se pare totuși că anumite lucruri sunt extrem de forțate și vreau să vorbim astăzi despre o realitate socială a României anilor 2023 din punct de vedere creștin. Pentru că, tu vezi, există influențe filosofice, da? Al unor mari scriitori, mari filozofi români care încearcă să destabilizeze revelația. Nu mai contează ce a scris Matei, Marcu, Luca, Ioan, nu mai contează. Aceste lucruri sunt din surse, din nu știu ce, nu există chiar o revelație. Adevărul, vorba lui Pilat nerostită, dacă li s-ar fi descoperit oamenilor adevărul, probabil că eu aș fi știut, dar ce este adevărul? Știi? Adică numai, relativizarea aceasta a adevărului, în primul rând. În al doilea rând, relativizarea valorilor fundamentale. Nu mai e pe ce să te bazezi. Vreau să reamintim, dragii noștri privitori, ceea ce a scris o tânără tenismenă română în urmă cu câteva zile pe Facebook. A fost umflată de toată lumea, inclusiv de mari jurnaliști români. A spus așa, femeia să fie feminină, bărbatul să fie masculin și copiii să rămână inocenți. Ce mesaj scandalos! Scandalos! Doamne, incredibil, incredibil. Spune-mi, te rog, ce cauze sunt aici? Ce mize sunt aici? Cum vezi aceste lucruri? Cornel, cred că cea mai mare miză a zilelor noastre este înlocuirea adevărului cu raporturile de putere. Nu mai contează dacă un lucru este adevărat sau nu. De pildă, haideți să luăm cazul frumuseții. Eu nu cred că trebuie să privim femeia sau frumusețea feminină cu ochii pătimași ai celui care poftește. Poți să privești și pentru a celebra acest dar pe care Dumnezeu l-a oferit lumii, dar și oamenilor, frumusețea, în cazul recent pe care aș vrea să dezbatem, ipostaziat această frumusețe în feminitatea acestor doamne și domnișoare care au candidat la concursul Miss Olanda. Miss Olanda, un alt punct pe agenda, Miss Olanda 2023 e un dita mai vlășgan cu, iartă-mă, organe sexuale masculine. Am spus că este Miss Penis, iartă-mă, nu știu dacă am voie să spun asta, dar te rog să mă ierți. E totuși chiar așa. E vorba de o inversare a unor a unor raporturi care odinioară erau bine cunoscute. Bărbatul reprezenta mai degrabă forța, femeia reprezenta sensibilitatea, femeia reprezenta frumusețea, bărbatul trebuia să impună prin caracter, prin alte atribute în primul rând. Ori această înlocuire a adevărului, de pildă, adevărul eminamente, cum să spun eu, biologic, că feminitatea are un atu în raport cu masculinul din punctul de vedere al esteticii, acest adevăr a fost astăzi eliminat pentru ca raporturile de putere între, de pildă, minorități și majorități să se schimbe. Există o minoritate zgomotoasă, minoritatea LGBTQ+, este o minoritate mai zgomotoasă decât minoritatea creștinilor adventiști, decât minoritatea creștinilor ortodoxi lipoveni, decât minoritatea creștinilor greco-catolici, decât minoritatea celor care scriu cu mâna stângă, decât minoritatea celor care sunt dislexici, decât minoritatea celor care, nu știu, mănâncă vegan. Sunt atâtea minorități, dar niciuna nu e atât de zgomotoasă ca minoritatea care se revendică de la o sexualitate fie închipuită, fie reconstruită, fie anulată și reinventată. Această obsesie cu care, după cum vezi, ideologiile sexomarxiste vin în prim planul societăților occidentale pentru a elimina adevărul, pentru că adevărul este că un bărbat nu poate fi niciodată în competiție cu niște femei frumoase pentru postura de Miss Universe sau Miss Netherlands, această încercare vehementă a unora de a înlocui adevărul biologic, adevărul empiric, adevărul istoric, dar și adevărul revelat, așa cum ai sugerat tu, această absolut stridentă și neplăcută dorință de a impune cu forța niște minciuni, pe mine unul mă tulbură și cred că și tu și eu suntem aproape convinși că acesta este doar un semn al vremurilor tulburi pe care le trăim. Da, lucrurile sunt aproape scăpate de sub control din perspectiva mea, pentru că, domnule, nu e vorba despre o parte nesemnificativă a presei, o parte care până mai ieri era tăcută și ai mai scoate câte unul capul. Nu, la un moment dat te simți în minoritate, tu care vezi niște valori și care ai fost învățat cu niște piloni, da, pe care să te bazezi, vezi că un jurnalist de talie, cum e, spre exemplu, Cristian Tudor Popescu sau alții, se apucă și critică normalitatea, cum este... În numele diversității. Pentru că e important să vedem în numele a ce critică acești oameni normalitatea. În numele unei idei destructive din punctul meu de vedere. Pentru că diversitatea nu este o valoare, este o întâmplare. Este un accident sau, dacă vrei, este o stare de fapt. Dar diversitatea în sine nu este o sursă de putere sau de încredințare a unui om. Eu cred că mult mai mult contează pentru a ține o națiune puternică, de pildă, unitatea lingvistică. Faptul că toți vorbim limba română ne face să ne numim cum? Români. Faptul că avem o memorie istorică comună, că toți știm cine a fost Ștefan cel Mare, toți știm cine a fost Brâncoveanu, că toți știm cine a fost Carol I, că toți, într-un fel sau altul, ne emoționăm la Deșteaptă-te române, totuși un imn compus, sau cel puțin versuri scrise acum 150 de ani, aceste lucruri indică faptul că, unitatea noastră e mai importantă decât diversitatea. De altfel, pașoptiștii, dacă ții minte, în 1848, cu acest mesaj au venit. În unire stă puterea. Da, suntem foarte diferiți. Moldovenii sunt diferiți de olteni, oltenii sunt diferiți de ardeleni. Se fac și bancuri pe asta, pe seama acestui fapt. Și putem zâmbi, Mihai. Și zâmbim. Putem. Și celebrăm această diversitate care este naturală. Deci nu este artificială. Această diversitate, de pildă, a regiunilor istorice este una naturală. Nu este impusă de nimeni cu forța. Da? Accentul specific moldovenesc, nu? E unul dulce și atașant, plăcut. De asemenea, nu știu, perfectul simplu folosit de olteni din Mehedinți și Dolj până în Strehaia. Da, bun, e în regulă. Dar aceste situații care sunt situații de fapt, neimpuse printr-un fiat al statului, printr-un verdict al Comisiei Europene, printr-o decizie politică de la centru, această situație naturală a fost situația, spuneam, de sute de ani a poporului român, care însă, atunci când a trebuit să se regăsească pe sine, a căutat punctele comune. Și spuneam că limba a fost din Tighina până la Beiuș și de la Arad sau Nădlac până la, iată, Vama Veche Constanța. Această limbă incredibilă, limba română care are rădăcini latinești, a fost un liant extraordinar. Pe lângă acest fapt incontestabil, istoric, care are peste 1500 de ani vechime, limba română, mai avem un alt element, creștinătatea. Indiferent de confesiune, indiferent de articularea dogmatică, liturgică, specifică, într-un loc sau altul, și aici are și o discuție. Au existat catolici foarte prezenți în Moldova secolului XIV. Putem vorbi despre, știu și eu, relația între creștinii români din Moldova și, pe de o parte, Vatican, pe de altă parte, Constantinopol. Dar, dincolo de toate aceste diferențe confesionale, a existat un fond creștinesc al culturii române care a dat, de pildă, Bibliei, că știu că iubești Biblia, un statut aparte. Domnitorul țării românești, de pildă, era întotdeauna dornic să finanțeze, să tipărească Scriptura. În varianta Noului Testament, a psaltirii de la, știu și eu, Brașov, a poate epistolelor pauline, dar orice domn al țării românești, de pildă, de la București sau de la Târgoviște, a avut grijă ca Biblia să fie tipărită. Și știi foarte bine, Brâncoveanu, în mod deosebit și în mod special, a susținut creștinii din, iată, Palestina, bine să spun, din, mai degrabă, aș spune, Țara Sfântă, în condițiile în care erau persecutați de către musulmani. Deci, limba și credința, de aici și crucea în ciocul acvilei romane, nu? De pe buletinul nostru sau de pe pașaport, aceste două elemente constitutive ne-au unit. Astăzi, și cu asta închei, vin unii și spun hai să atacăm tot ceea ce unește poporul român. Memoria istorică trebuie atacată. Așa încât astăzi, dacă întreb pe cineva cine a fost Iancu de Hunedoara, chiar dacă mulți admirăm, nu știu, Castelul Huniazilor, nu prea știm cine a fost Iancu de Hunedoara. Nu știm că a fost un om capabil să lupte cu Imperiul Otoman după ce ei au înfrânt, de pildă, Constantinopolul, mohamedanii, s-au întâlnit cu, iată, Iancu sau unii ar spune Ianoș, nu? Iancu de Hunedoara. Lumea nu mai știe cine este Iancu de Hunedoara. Știm totul despre ultima vedetă de pe OnlyFans sau de pe TikTok. De asemenea, pe lângă deconstrucția memoriei istorice, avem o deconstrucție a limbii. După cum vezi, și nu vreau să critic pe nimeni, tânăra generație se exprimă eclectic, sincretic, ca să nu spun altfel, vulgar, nu? Ce mai jobuiești? Și după aceea eventual folosește niște acronime de tip WTF și așa mai departe. Această pervertire a limbii române în numele unei limbi care nu mai seamănă cu limba lui Shakespeare, limba engleză, nu mai seamănă cu limba lui Shakespeare de astăzi, limba engleză de astăzi nu mai seamănă cu nicio limbă a marilor poeți din Marea Britanie, este dublată, această pervertire a limbii, spuneam, de ce? De falsificarea creștinismului. Cum este prezentat creștinismul? Ca fiind eminamente cotropitor, ca fiind o religie a dictatorilor, o religie a tiranilor, o religie a lui Putin, nu? Cred că ai auzit foarte recent acest mesaj. Ortodoxia este mai degrabă dornică să impună autocrația, ortodoxia nu e compatibilă cu democrația. Creștinismul în ansamblu a cochetat cu Inchiziția și atunci, pentru că s-au întâmplat, și eu admit că s-au întâmplat niște accidente istorice, renunțăm și la copil, nu? Dar și la copaia în care a fost scăldat. Da, ai amintit câteva lucruri sensibile și aș mai adăuga unul care vreau să te întreb dacă ți se pare plauzibil. Asistăm încet, încet, Mihai, la o dictatură a minorității, fără doar și poate. Dar imaginează-ți că deși unii nu vor trece niciodată, din punct de vedere filozofico-etic și moral, în partea aceasta a dictaturii, împânzirea acestei filozofii, și mă refer la LGBTQ, care face ravagii în școli, mai ales. Ravagii în școli și așa mai departe. Împânzirea aceasta, imaginează-ți cum ar dicta dacă ar deveni majoritari. Adică dacă dictatura minorității este atât de penetrantă, cum ar fi dictatura unei majorități? Pentru că chiar dacă noi suntem conștienți că niciodată nu vor fi toți în această direcție, că s-ar periclita înmulțirea rasei umane. Dar sunt foarte mulți care, atât din punct de vedere politic, pentru că îi se pare politic al corect, cât și din punct de vedere filozofic, aderă, fără să fie neapărat cu întrebări despre bioetica personală, aderă la acest curent și, până la urmă, va ajunge majoritar. Oare cum va fi această dictatură? Nu știu dacă s-a ajuns la majoritate, dar îți spun că 20 până la 30% din tinerii care absolvă astăzi niște școli în California, de pildă, se identifică cu această minoritate LGBTQ. Și o să zică unii, bine, dar ce aveți cu ei? Și o să spun, absolut nimic. Doar că sute de ani, mii de ani, milioane de ani, îmi vine să spun, sexualitatea nu a fost o ancoră a identității. Bun, aici îți fac o paranteză, pentru că vin foarte mulți cu următoarea teorie. Mihai, în ultimii 50 de ani, da, fenomenul a explodat. Încet, încet, încet. În mod artificial. În mod artificial, probabil, dar unii zic așa. Dom'le... Păi stai puțin, nu e artificial să ai o lună dedicată unui comportament sexual și să ai doar 2 zile dedicate, iată, nașterii lui Hristos? Adică 2 zile pentru nașterea lui Isus, care a schimbat calendarul, nu? Până la urmă, astăzi totul se măsoară înainte și după Hristos, înaintea erei noastre și după era noastră, pentru că s-a născut un prunc, nu? În Iesla din Betlehem. Lui Isus îi dăm 2 zile de regulă. Hai să zicem că, ok, se prefațează ziua respectivă cu niște colinde. Și la Paști mai dăm încă 2 zile, dar strict din punerea al statului, da? Statul român oferă câteva zile de vacanță, de Crăciun și de Paști, 2-3, nu mai mult. Nu doar statul român. Există statele occidentale. Iar pentru ziua mândriei sexuale sau homosexuale se oferă 30 de zile. Eu te întreb, nu e o anomalie aici? Am înțeles, da. De ce nu dăm luna pictorilor, să spunem? De ce nu decidem să celebrăm minoritatea poeților? Că știi, tot mai mulți oameni astăzi renunță la lectură și astăzi ca să scrii și să citești poezie înseamnă să fii minoritar. Tu ești un minoritar din punctul ăsta de vedere. Vezi? Adică cât arbitrariu este în decizia de a selecta o minoritate între toate celelalte. E un mare... Se zice că este persecutată, de aceea trebuie conștientizată toată lumea cu privire la libertatea de a se exercita propria alegere în această privință. Se zice că e persecutată. Spune și mie, când ai văzut un act de violență, tu personal, la adresa unei persoane care are o altă orientare sexuală decât... Adică sunt chestiuni care părea mea... Violență verbală, uite, pe pagina lui Mihai Neamțu, de exemplu, care îi atacă. Așa se zice. Nu știu dacă te-ai uitat pe pagina mea atent. Poate că unii au fost acolo trimiși ca niște troli, da? Nici nu știm dacă au o identitate reală. Nu, în realitate, îți spun sincer, aceste violențe sunt de cele mai multe ori imaginare. Ele se numesc violențe simbolice, ele se numesc microviolențe, dar ele de fapt sunt imaginare. Eu pot să spun despre mine că m-am simțit de mai multe ori jignit pentru că sunt creștin, pentru că sunt, iată, heterosexual și alb, nu? De mult mai multe ori decât s-au trezit alții. Să-mi duc întrebarea la capăt. Dom'le, mâncăm cu atâtea euri. Suntem într-o derivă din punct de vedere psihologic. Iată influențe încă din naștere, cromozomii, unii sunt mai puternici, alții nu, și mai departe. Și oamenii ăștia zic, dom'le, dacă acești oameni au în creierul lor prin naștere aceste inclinații cărora nu le pot face față și noi nu înțelegem, ce vină au ei pentru că sunt într-un fel sau altul și noi îi criticăm și îi facem să fie nefericiți și intrăm cu abuzul spiritual în viața lor, spunându-le că Dumnezeu a făcut bărbați și femeie și ei săraci se simt traumatizați, se simt stresați de la aceste cutume care, iată, sunt vechi. Acestea sunt unele dintre argumente. Ce ai spune? Cornel, nu suntem la o emisiune de tip pastoral sau terapeutic încât eu să vin să dau soluții pentru o persoană individuală, că nu la asta m-am gândit că ar trebui să răspund la această emisiune. Suntem la o discuție despre viitorul națiunilor europene și la o discuție despre mai ales viitorul României, care este presată să accepte normele recente inventate de niște relativiști și niște, până la urmă, postmoderni, care nu mai cred că există un adevăr al naturii. Am început discuția noastră prin a arăta cum se deconstruiește cultura. Iar cultura are niște piloni. Am vorbit despre limbă, am vorbit despre memorie și istorie, evident, și instituțiile memoriei și ale istoriei sunt muzeele. Te rog să te uiți să vezi câți oameni sunt astăzi în muzee și câți sunt pe stadioane sau, mă rog, la nu știu ce alte festivaluri de muzică. După aceea am vorbit despre deconstrucția memoriei sau, aș spune, chiar a practicii creștine, care a fost esențială pentru națiunile est-europene sau europene timp de sute de ani. Și după ce ai deconstruit cultura, este foarte ușor să deconstruiești natura. Adică diferența fundamentală, cromozomială, biologică, fiziologică și psihologică între bărbați și femeie. Dacă vorbim despre persoane care au 20 de ani împliniți, 21 de ani împliniți și care aleg un stil de viață care nu este conform învățăturilor biblice, discuția este separată. Poate persoana aia nici măcar nu crede că Biblia ar avea ceva să-i spună. Prin urmare, mulți oameni aleg un drum în viață care nu este în acord cu drumul descoperit în Scripturi de însuși Dumnezeu. Eu însumi, poate, mă abat de la anumite învățături ale Bibliei. Eu însumi, nu? Se spune în Biblie, iubește-ți vrăjmașul, întoarce obrazul. Poate sunt polemic, poate eu, personal, Mihai Neamțu, am să-mi reproșez, nu știu, faptul că am replici prea tăioase, poate că am porniri, toți avem de crescut, da, categoric. Porniri carnale sau mai știu eu ce. Deci nu mă consider superior celor care se luptă cu ispita lor specifică. Dar ceea ce pot să spun și aici nu mai avem de negociat nimic, este că e inadmisibil ca într-o școală unde ai copii de 12 ani, 8 ani, 7 ani sau 7 anișori să vii cu elemente de propagandă care introduc o confuzie identitară. Este inadmisibil să încerci să faci injecție cu hormoni. După ce ai făcut injecția cu virusul ideologic, vii cu, până la urmă, injecția fizică, da? Cu hormoni care, atenție, prefațează ce? Prefațează mutilarea genitală, fizică, a corpului unei fete sau unui băiat în mod iremediabil. Când vorbim despre asemenea intervenții brutale, de pildă tăierea sânilor, da? La o adolescentă de 12-13 ani, vorbim despre niște acte brutale pe care, iată, și medicii uneori le acceptă, contra unei sume de bani, evident, care însă vor lăsa în memoria acelei persoane, nu, o traumă adâncă, înscrisă în, până la urmă, identitatea sa psihologică, socială și chiar politică. Ori eu nu cred că este normal să atacăm inocența, să atacăm, până la urmă, zona aceasta care este insuficient coaptă pentru marile decizii. Noi spunem așa, ca să conduci o mașină trebuie să împlinești ori 16, ori 18 ani. Ca să participi la un act sexual, consensual, trebuie să ai o anumită vârstă, nu știu, 16 ani. În anumite societăți văd că se pune presiunea să fie mai mică. În fine, ca să, bunoară, fii angajat la o firmă, trebuie să ai o anumită vârstă. E foarte interesant că avem ideea de limită pentru, de pildă, exercițiul politic al cetățeanului responsabil care merge la vot. Trebuie să împlinești 18 ani ca să ai un buletin de vot în mână. Dar nu ai nevoie de o limită de vârstă în discuția despre, iată, identitatea aceasta. Cineva ar putea să zică disforică, transgender. Tăierea unor organe și implantarea cu silicon n-ar trebui să fie în aceeași gamă, adică mutilare și așa mai departe. Eu consider că cei care atentează la integritatea fizică, corporală, emoțională și psihologică a unui adolescent trebuie să fie pasibil pentru ani grei de închisoare. Eu cer public arestarea tuturor medicilor care performează asemenea acte de mutilare hormonală și genitală la adresa unor persoane care nu au o deplină maturitate și care nu au, până la urmă, autonomia unui om, spuneam, capabil să muncească, de pildă. Ce limită de vârstă ai pune? 21 de ani. Așa cum în America pentru a consuma alcool trebuie să ai 21 de ani, pentru că se știe alcoolul afectează direct creierul și creierul are o dinamică morfologică. Până la 27 de ani s-a constatat, de pildă, un bărbat are o transformare fizică, da, morfologică a creierului său. Eu cred că pentru că nici la 21 de ani încă nu e dezvoltat de plin creierul, trebuie să vorbim despre o vârstă peste 21 de ani. Chiar aș merge până la 27-28 de ani. Nu cred că trebuie decizia asta să aparțină unor minori. Nu cred că minorii sunt în stare să ia decizii care au asemenea consecințe asupra vieții lor și asupra vieții comunității. Iar eu mă tem că la ora la care noi vorbim există în România o relaxare justificată, da? Românii se luptă cu inflația, românii se luptă cu căldura, românii se luptă cu, până la urmă, acest dor de casă și dor de ducă. Unora care s-au dus le e dor de casă și luna august este luna în care românii se întorc acasă, le spunem bun venit, rămâneți aici dacă vreți. Altora le este mereu gândul, nu, la străinătate, pentru că știu că în țara asta fac bani mai puțini și atunci se gândesc să plece. Dar de cele mai multe ori după ce au plecat și au făcut bani, românii care se află în Anglia, în Franța, în chiar Marea Britanie, iartă-mă, și vreau să spun Marea Democrație, Statele Unite, ca să nu mai vorbim de Canada, românii ajunși acolo au un regret. Pentru că după ce ei au făcut bani și și-au, până la urmă, rezolvat nevoile din piramida lui Maslow, ei constată că primii afectați de situația culturală a celor societăți sunt copiii. Și acești copii se află sub o presiune enormă. Iar eu cunosc cazul unei fete care la 16 ani, nu știu dacă am voie să spun asta, mai avem câteva minute doar. 6 minute mai avem. O fată de 12-13 ani, venită dintr-o familie creștină, de penticostal din Austria, s-a dus într-o bună zi. Era în clasa 8-a, în bancă, la ora 9 dimineața, era în primul rând și a încercat să asculte, ce avea de spus profesorul de istorie. Din bancă, o colegă îi șoptește Ich liebe dich, știi? Te iubesc. Ea, considerând că asta poate fi o declarație oarecare, lucrurile însă capătă rapid, da, o altă dezvoltare. Și anume, fata se duce, fata care era îndrăgostită într-o notă lesbiană de colega ei de numai 13-14 ani, se duce acasă și îi spune: uite, eu iubesc o fată, dar ea este educată într-un spirit creștin și de aceea nu vrea să îmi ofere reciprocitate. Eu cred că trebuie să existe o discuție între profesorul nostru, între, de pildă, diriginte și părinții acestei fete creștine din România, care nu îmi răspunde la afectivitatea, la iubirea mea, nu-i așa, de tip lesbian, safo și așa mai departe. Iarăși se îngroașă gluma, pentru că, într-adevăr, părinții fetei sunt chemați la școală și li se pune în vedere faptul că o educație excesiv creștină, fundamentalistă, intolerantă față de homosexualitate nu este acceptată în Austria. Moment în care părinții, tatăl, decide ca miez de noapte tot să plece din Austria în România ca să-și salveze fata. Nu mai e de șagă, nu mai e de glumă. Păreau să fie niște povești dintr-un viitor intangibil. Nu, cazurile acestea se întâmplă sub ochii noștri în anumite societăți alminteri dezvoltate, dar care s-au smintit. Și de ce s-au smintit, dragă Cornel, aceste societăți în care noi am văzut, nu, ce? Modelul de, până la urmă, civilizație democratică, pluralism, nu? Și mai ales capitalism prosper. De ce s-au smintit aceste societăți care odinioară erau creștine? De ce s-au smintit aceste societăți pe care noi crezi că este cauza? Le iubeam când ascultam Radio Europa Liberă la Arad? Pentru că ele au proclamat moartea lui Dumnezeu. Friedrich Nietzsche, un filozof din secolul XIX, care a trăit ani de zile în Elveția și apoi în Germania și apoi în Italia, a scris în 1882, dacă nu mă înșel, un pasaj cutremurător. În Știința Veselă, în paragraful, cred că 153, dacă nu mă înșel, el spune: Dumnezeu a murit. Și apoi adaugă: voi l-ați omorât. Și arată cu degetul spre europenii burghezi bine instalați într-o viață de confort în care nu mai aveau nevoie de nimic. Credeau în știință, credeau în progres, credeau în inevitabila și implacabila ameliorare a condițiilor materiale de trai și atunci, din starea de confort, pe care cred că și unele cetăți din Apocalipsa au cunoscut-o, ele, aceste societăți, au declarat: Dumnezeu a murit. Astăzi, în Occident, vedem efectele acestei morți simbolice, firește, a lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a murit, omul nu mai știe care este chemarea sa, care este menirea sa. Și când Dumnezeu a murit, se mai întâmplă un lucru, dragă Cornel. Pierdem distincția între bine și rău. Pentru că distincția între bine și rău, dacă este o invenție a omului, ea atunci poate fi oricând deconstruită. Dacă adevărul meu poate fi anulat de adevărul tău, al unui, să zicem, prieten imaginar, atunci unul îl anulează pe celălalt și nu mai are nicio greutate rostirea mea, enunțul meu față de rostirea sau enunțul celuilalt. Dar dacă adevărul vine de sus și este revelat în Scripturi și este cultivat cu un simț duhovnicesc de către fiecare dintre noi și rodește în viețile noastre comunitare, familie și biserică, atunci adevărul produce efecte și ne ajută să deosebim în fiecare clip a vieții între bine și rău. Îți mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru această primă parte a emisiunii. Doamna și domnul, revenim cu un următor invitat. Rămâneți cu noi pentru că este doar o deschidere a unui subiect extrem de important.